la mea ce îmi place, îmi merge dimensiune, chiar e rău. Îmi place și cum arată. La față nu ce pula mea așa cu la față și-a făcut chestii. Bă, dar știi de ce sunt puțin? Am tras oricum sunt dat astfel de mult de aia, dar aici, pe România, există o tindă care s-a luat la față și-a făcut chestii ca mea. E, aia e mai frumoasă, că e de loc pula mea, că e bă. Dau trăsături comune. Ăsta are vocea groasă, pula mea, că are vreo 1,90, asta e prea bună. E, gagica asta avea vocea blândă, pula mea, era gagică. Bă, și ce-mi place, pula mea, ce-ar fi mișto face. Și-mi place că se pară gagicile. Bă, vai, să-mi bag pula. E bulangiu și pula mea bagă în creierii la copii noștri, fiind de multe. Bă, băule, bă, vacu. Orice ai face tu în viața ta, tu ți-ai duci copilul până la o vârstă, da? Deci ce se întâmplă? Bă, ăsta din lumea asta, pula mea, nu știu cât suntem, pula mea. El nu o să întâlnească cu 7 miliarde deodată, că nu poate. Dar o să întâlnească cu 10, 100, 200 de oameni, pula mea. Bă, deci ce se întâmplă? Îl influențează. Că se întâlnește cu Marilyn Manson pe YouTube sau pe la televizor, e o chestie, sau pe la concert. Și că îl influențează ăla la un vers că pula mea zice că îi se scoală pula. Oricum îi se scoală și ăla pula. Bă, ăsta are o influență mai mare sau mai mică. Bă, s-ar putea și altă pintă să aibă influență. Ce faci, bă? Ulești pe ăla cu lanțuri? Ce dracu vrei să faci? Pizda ta e atâta pizdă ca să îți... Lasă-ți, bă, copilul să gândească. Lasă-l și pe ăsta, într-un orice rău e un bine și într-un orice, în orice bine e un rău. Gândește-ți puțin că ăsta pula mea face artă. Și știi care e chestia adevărul? De fapt e prin artă. De ce dracu în pula mea toate marile scrieri și toate șmecheriile de învechime pula mea până acum au fost făcute în versuri? Pentru că versul are un ritm, o rimă, o declamație, un căcat, o vibrație. E ceva special. Și nu o face oricine. Chilul meu, că eu am văzut. Ți-am zis, pula mea, am avut contact cu ăștia. Ăștia sunt oameni special. Că să răi, că bun, pula mea, sunt oameni. Mai că ei au acces niște sfere așa. Știința e limitată, oricum știința este știința în vremurilor noastre, orice vremuri trăim. O acceptăm aia care e și ne folosim de ea și trăim cu ea. Păi, asta e limitată. Imaginați închipuire, prin simțire. De fapt, prin artă, prin... Asta, de fapt, e primordială. Uită-te și tu pula mea și la scrie. Ce pula mea se face întâi? Poezia, după aia fantezia, na, să zicem că vine jurnalismul, binat cu romanele, alea, scriitorii pula mea fantazează și oamenii de știință, chiar vreau găsesc soluții. Băi, ăsta a fantazat ceva? Că s-ar făcea pula mea, cum o făcea Jules Verne, că de la pământ la lună dă cu obuzii. Ăștia și-au dat seama, bă, ăsta are idee bună. Nu ajungem noi de la pământ la lună cu obuzii, dar putem face arhiebundul, facem de la pula mea, racheta. Dar ce pula mea a fost ăla? Încă i-a fost Jules Verne, care și-a lăsat inspirat din altul. Deci dacă nu e Marilyn Manson pita mătii, sau Taria, sau pula mea lui ăștia, pizda ta oricum n-ar exista. Pizda ta ar sta încă în peșteră și ar mânca dând cremene ceva, dând scânteia lui pizda mătii. Lasă-ți copilul așa. Ai încredere în el. Tu n-ai încredere în copil, tu înseamnă n-ai încredere în tine. Deci, fă, de ce mai ești? Bă, bună dacă aș vrea să am o nevastă ta. De fapt, eu pare să stau doar divorț, pa, fă, du-te, du-te acolo la tine și educă ce vrei. Dar n-aș vrea să fie copilul meu. Oricum fac în așa fel, bă, lasă-mă! Ai încredere?
încredere în el. Bă, greșește, dă-l dracu, că e om. Și în cele mai tari scrie, bă, greșeală omenească. Bă, nu lasă să fie om, tu ești om cu el, sau ce pula mea ești? Hau! Mâncarea-ți pula.